Puñalo. Ghinadi Rotaro e dresor de câini de 30 de ani, iar meseria nu mai are secrete pentru el. Era adolescent când a înțeles că această îndeletnicire îl reprezintă. Eu m-am bucurat foarte mult de însuși rezultatul meu și am spus că vreau să cunosc și mai multe, și mai multe, pentru că mi-a fost ceva interesant cu un animal. Am făcut niște lucruri care am vrut eu să le fac. Pentru Ghenadie nu există câini care nu pot fi dresați. Importante sunt cunoașterea limbajului canin și folosirea unei metode individuale pentru fiecare patruped. Diferența între câini este numai temperament și caracter. Eu mă stăresc să folosesc metode motivaționale cât și metode combinate. Pentru că numai prin motivație trebuie să motivez câinile ca să-ți acorde atenție, să-ți acorde interes. Deși este pandemie, dresorul spune că nu i-a fost afectată meseria, iar datorită internetului își poate continua orele și online. De aproape un an o dresează pe Emmy, un border collie, despre care se spune că este cea mai inteligentă rasă de câini. Ghenadi Rotaru este specialist principal la Centrul Chinologic al Poliției de Frontieră din Republica Moldova și a scris și o carte de dresaj cu sfaturi pentru cei care lucrează în domeniu și nu numai pentru ei.